Orașul Băbenici leagă numele de cel al poetului care a promovat cultura și tradiția păstorească în Italia și nu numai, Dragoș Vrânceanu. Cenaclul său, Casa de sub pădure, a reprezentat o rampă de lansare pentru mulți poeți români care n-au uitat niciodată serile pline de mister petrecute în locuri tainice. De aceea, în fiecare an, administrația publică locală organizează pe 14 februarie, data când s-a născut, un eveniment artistic în memoria sa. A fost și voi fi alături de tot ce se întâmplă pe plan cultural în Băbeni, alături de cei care se implică pe plan cultural în Băbeni și ne mulțumesc din suflet că fac chestia asta și mulțumesc în numele băbenarilor că așa facem cunoscută localitatea Băbeni. Prin aceste acțiuni, prin aceste momente, prin aceste festivități, facem cunoscută în Băbeni, Băbeniul trăiește. Vă mulțumesc foarte mult! Aici, practic, în Băbeni, era concentrată într-o perioadă de un deceniu, practic erau concentrate cele mai mari forțe, elita culturală a societății românești din perioada aceea, practic era concentrată aici și se făceau, așa cum facem noi astăzi, o întâlnire, se făceau practic mai multe întâlniri anual, întâlniri dedicate versului, deci așa era, nu versului, versului. Vers de cântec românesc. Prima dată titlul La izvorul fermecat. A fost altfel. După aceea l-a schimbat, apropo de tema întoarcerea la izvoare. De ce? Pentru că în momentul în care el a fost la studii, Dragoș Vrânceanu, acolo și chiar profesor în Italia, în perioada aceea, de fapt, scria despre România. De ce credeți că scria despre România? De dor, bineînțeles, da? De dorul de casă. Și afirma foarte frumos că ar fi suficient atunci când afli printre străini și un pai în el să-ți afli razem, că e paiul din țara ta. Ei, dorul acesta de țară, în momentul în care s-a întors în țară, scria despre perioada Italiei. Deci, iată, întotdeauna a făcut acest schimb. De fapt, e important de reținut. Deci, antologie de poezie românească în traducerea lui Dragoș Vrânceanu. Mihai Eminescu s-a tradus de Dragoș Vrânceanu. Mihai Beniuc s-a tradus de Dragoș Vrânceanu. Maria Banuș, tradusă de Dragoș Vrânceanu. Deci sunt fapte pe care Dragoș Vrânceanu, cu toate că a fost la un moment dat hărțuit și marginalizat. Dar asta e o altă poveste, nu intrăm în ea. Da, și din literatura italiană. Exact, din literatura italiană l-a tradus. Benvenuto Cellini. Exact, exact. Ca să nu mă plictisesc prea tare, ideea este că i-a dus pe urmașii lui Orfeu, că eu mă refer la Fluier, da? Și acești urmași ai lui Orfeu au fermecat o întreagă, în turneul pe care l-au făcut, au fermecat, practic, o mare parte a Italiei. Deci, de atunci s-a vorbit și se va mai vorbi. Și mărturie stau documentele din presa respectivă. Trebuie să reținem că acest turneu a constituit o premieră din două puncte de vedere. În primul rând este primul turneu întreprins de către un ansamblu de profil pastoral din România în străinătate. Deci, rețineți, în anul acela este primul ansamblu păstoresc din România care întreprinde un turneu în străinătate și referitor la arealul județean, este primul ansamblu din mediul rural, din județul Vâlcea, care a întreprins un asemenea turneu. Asta ca să rețineți importanța pe care a avut-o acest, putem să numim, pater familias Dragoș Vrânceanu pentru comunitatea noastră. Pentru a marca cum se cuvine nașterea poetului Dragoș Vrânceanu, elevii liceului Băbeni au susținut un scurt program liric, dând dovada talentului și sensibilității lor. În cadrul aceleiași întâlniri a oamenilor de cultură vâlceni, a fost omagiat și profesorul Nelu Barbu la împlinirea 75 de ani de viață.